Salutare și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canal. Așa cum v-am promis, ne ducem în player pick 1 din 5 Base or Food Hero World Cup. Nebunie, dar până să vedem ce prindem în acest pic, nu uita să apeși pe butonul de like, să dai subscribe, să lași comentariu, să intri pe TikTok, Instagram, Facebook, să-mi dai de toate. Din episodul trecut știți ce am prins, nebunii din astea, carduri mari și mici și așa mai departe, și ne ducem direct și bam, facem cel mai mare SBC-ul de aici. Vrem să-l deschidem pe ăsta, însă nu putem pentru că l-avem pe Miller în spate, de aia l-am băgat chiar dacă era special. Deschidem pe rând să vedem, poate prindem ceva să băgăm în pachetele. Nu este nimic aici, este totuși un card rare și este domnul Zlatan Ibrahimović. Abia aștept să-l facă icon, sincer. Ibrahimović, Ferran Torres, nu-i rău deloc. Mergem să facem și ăsta de 85. În ăsta de 85 a intrat și la Paul și Ruben Dias. Cuplu central de la City a plecat pentru un card mai bun. Deschidem și pachetelul ăsta, cine știe, poate ceva în spate. Nimic, absolut nimic, o da, domnul Nelson Semedo, trecut pe la Barcelona, să nu uităm, a trecut pe la Barcelona și domnul Alvarez de la City, bine ați venit din nou în clubul nostru. Și am făcut și al treilea SVC și avem player picu 1 din 5, 87 plus base ori World Cup Hero, ne ducem direct pe el, că nu ne lasă jocul să facem nimic altceva, apăsăm și să vedem ce vine. Incredibil. Cred că suntem la cel mai prost pic de astfel de... Tot din Natale nu-i rău. 4 cu 4. Nu-i rău din Natale. Veller prost rău. Köchler am avut. Campos nu mai am. Cred că din Natale e singurul care merită de aici. KF și LV. N-arată rău din Natale deloc. Yes. Da, e. Bă, cred că este jucabil din Natale. Poate să fie un pic chiar peste Pușcaș, dar nu sunt sigur. Se putea mai bine. Cred că e cel mai prost pic pe care l-am văzut eu cu base-uri. 4 base-uri și o Campos... Oh, da, și m-am rupt aici cu pecul ăsta. Și o Campos World Cup. Bă, și când eram mai entuziasmat și când ziceam că o să fie și ăsta un episod bun ca ultimele două, na, o venit și mi-a dat mare din Natale. Mulțumesc, eSports. Până data viitoare, nu uitați să jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!